Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare cinstită atât de creștini ortodoxi cât și de cei catolici. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, Ioachim și Ana. Părinții ei, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un copil. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc, ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Conform tradițiilor, în ziua de Sfântă Mărie Mică, se fac pelerinaje la mănăstiri și se duc la biserică fructe, pâine și lumânări pentru a fi sfințite. Potrivit statisticii, în țara noastră, peste 1,8 milioane de femei poartă numele de Maria, Mărioara, Mariana și în jur de 400.000 de bărbați se numesc Marian sau Marin.